16 august 2023 am zis hai să vă mai să mai fac azi un film, fiindcă asta trebuie filmat și să vă arăt câtă păstură poate să aibă această colonie. Am scos o ramă și acum să vă arăt. Mi se părea o ramă atât de grea. Bine, e lăsată cu miere pentru iarnat. Aici avem păstură în zona mai goală. Sper să nu vină ploaia. Deci are miere și păstură. Deci e prima ramă cu păstură. Asta este o familie de producție. Să bată vântul. Acum dacă mă prinde ploaia, asta este. Am venit să-i dau turtă. Iată păstură. Această dată păstură cât cuprinde. Foarte fain. Foarte multă păstură acumulată. E bună păstura, n-avem ce zice, e extraordinară să aibă stupul păstură, să aibă miere. Deci a treia ramă, aici începe puietul, dar și aici, acum a băgat păstură, deci e păstură în acele celule, ia. Iată, deci aici se va termina cu puietul, nu va mai depune matcaul în această ramă. Dar are păstură acumulată. Și sunt sigur că nu e ultima cu păstură, că este a treia ramă. Merg mai departe. Hai să mergem. Și pentru mine e ceva frumos la această dată. Aici este puiet, acolo avem larve, ouă, e ce trebuie și e o suprafață mare, mare cu puiet, față de cel care e blocat, acela la care am făcut tratamentul cu formic. Apropo, nu mai fac tratament, îi las în pace până rămân fără puiet. Formicul o să-l utilizez anul viitor. Pe acea colonie o să mai dau. Acum două zile se evaporă. Vineri mai urmăresc să văd cum stă cu puietul. Vineri sâmbătă. Iată o altă ramă frumoasă. Cu puiet. Foarte fain. Foarte, foarte fain. Iată ce de puiet avem aici pe rama aceasta. Superb! Superbă colonie! Am mai avut și în trecut, dar parcă anul ăsta sunt mai frumoși, așa să zic. Îmi place foarte mult. Aici am accidentat o albinuță. Așa. Nu mai uităm. Că avem ouă, avem puiet. Mă uit după matcă ca să vă aduc și vouă rama mai aproape. Aici este puiet proaspăt tânăr, eclozat. Albinuța care aleargă e tânără. Da, e plin cu ouă, asta contează. Contează foarte mult. Foarte fain. Treia ramă pe care găsesc puiet. Aici mai depune matca ouă pe aceste trei rame. Mai ales dacă mai vin și cu proteină la el. O să tot depună matca. Asta e mai grea. De aici avem... avem larvar aici și...
mult nectar, deci își aduce nectarul aproape de cuib. A, uite, puiet. Foarte, foarte faină ramă cu puiet. Ce să zici? Puietul frumos, bombat, sănătos, foarte fain. Foarte fain. Hai să mergem mai departe. Să ne mai uităm un pic. Aici e miere. Este miere. Oho, dar mai e larvar și aici. Mai e larvar și aici. Și aici e tânăr. Foarte... Deci nu mă așteptăm să fie chiar așa mult puiet. Este puiet. Așa, aici... În partea aceasta, nu am văzut-o pe matcă, dar nu mă interesează prea mult. Și aici e larvarul acolo, frumos. Toată zona aceea e cu larvar. Câte rame? 5 rame. Pe 5 rame este puiet, pe 3 rame e chiar serios. E puiet serios. Aici o să văd câtă mâncare mai este. A, nu, aici e mai gol. Și avem și aici păstură. E o ramă bună, dar să știți că are și catul deasupra. Deci mai e ceva albină și în cat. Ceva iarna frumos. Și aici... Nectar sau miere necăpăcită mai degrabă decât nectar, fiindcă nectar s-a cam dus, nu prea mai e de unde. Așa, și pe ultima ramă cred că e goală. Când am extras mierea, le-am lăsat rame goale. Da, e goală, așa și trebuie să fie. O ramă goală. Bun. Cuibul este aici, pe 5 rame, păstură. Normal nu-i luăm păstura. La formarea cuibului lăsăm păstură destulă. Sau vom forma cuibul deja pe păstură, să zic așa. Aici vor fi rame goale care, fiindcă nu m-am decis cum voi ierna. Să aducem proteină. Aduc niște proteină. O să spune, dar are păstură, de ce mai dai proteină? Păi dăm. Dăm, e primul an în care dau proteină toamna și o să-i dau până mult și bine. I-am pus proteine să pape. Perfect. Acum îi pun folie. Așa, îi pun folie cam pe această zonă. Trebuie să aduc catul. Să mai spun niște rame din cat, că nu e prea greu pentru mine. Le iau și le pun jos, n-am ce să-i fac acum. Nu ridic așa mult. Îi punem catul. Să vă arăt și în cat. Deci din cat e un fel de stimulare catul. Îi punem aici frumos. I-am lăsat o fantă de trecere. Așa.
Și acum să vă arăt ce are prin cat. Deci în cat are ramă cu miere lichidă, pe care această albină o să mai tragă în cuib. Și aici la fel. Foarte, foarte fain arată. Deci are mâncare suficientă și ocupație, să zic așa, că albina mai e și în cat acolo, câteva sute de albine, miere, deci are cu ce să-și ocupe timpul. Iată, miere. Asta o mai las un pic, suntem încă în august, dar în septembrie vin și o pot decăpăci și atunci o decăpăcesc seara, vin frumos, și atunci o să-și tragă ele de aici. Astea sunt rame goale. Rame perfecte pentru anul viitor, pentru a le folosi. Acum depinde de situație, cum le vom folosi, pentru cuib, pentru cat. Iată și o altă ramă cu miere lichidă, încă mai are ce să lucreze, să zic așa. Pun aici. Atâta e problema cu aceste caturi, cu o dată pe săptămână trebuie să vin să ridic. Trebuie să vin să le ridic, să le dau proteină. Așa, cuibul am izolat de data asta mai bine, față de data trecută când am fost la ele. Mai pun o folie aici, căldură au, mâncare au, păstură au, turtă au. Ce să-ți mai dorești altceva? Bun, cam atâta pe ziua de azi. Până data viitoare, numai bine!